Bine, v-am găsit la horoscopul zilei de 22 septembrie, ultima zi de fecioară, pentru că mâine se va face joncțiunea, trecerea în partea cealaltă. Mâine va fi efectiv echinocțiu, când soarele va intra în balanță, când ziua va fi egală cu noaptea, când începe toamna din punct de vedere astronomic și o cu tot o altă zodie din punct de vedere astrologic. Tot mâine se va produce și o schimbare de ștafetă, că se întoarce Mercur în fecioară și prin aceeași ușă vor trece cele două planete. Dar vom vorbi mâine despre asta, vom dedica echinocțiului tot intervalul necesar, că e un eveniment. Echinocțiu, solstițiu, toate acestea sunt evenimente ale cosmosului pe care trebuie să le tratăm ca atare. Dar mai degrabă vă vorbesc mâine mai mult despre acest echinocțiu, că e prea interesant. Astăzi e vorba de 22 septembrie, este soarele pe grad anaretic, pe ultimul grad, adică își lasă la poartă tot ce mai avea neterminat din fecioară, face tot ce n-a făcut o lună întreagă, își lasă toate resursele pe care nu le-a consumat și își începe aventura mâine într-o altă zodie. Altceva într-o astfel de zi nu se produce, nu e nimic interesant decât această apropiere de ușa de ieșire a fecioarei. Atare, n-am să spun mai mult despre asta, vom vorbi mâine, abia aștept, despre echinocțiu, micile noastre ritualuri de trecere într-o altă etapă de anotimp. Sigur că vă amintesc să vedeți toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe rol, horoscopul săptămânii, oracolscop de lună nouă, că săptămâna viitoare vom avea altă lună nouă și voi veni cu un alt oracolscop. Dacă nu l-ați văzut, vedeți-l acum, pe ultima sută de metri, că tocmai v-am spus că soarele în fecioară trebuie să facem ce n-am făcut o lună de zile. Iar zilele trecute a apărut și a venit timpul să, la lună plină, ce-i drept, a trecut ceva de atunci, da, este încă pe rol. Posibil să fie și astrodrama lunii octombrie, încă nu știu pentru că eu fac acest film cu mult înainte și astrodrama urma să fie filmată, sper să fie și aceasta, că de săptămâna viitoare vom vorbi deja despre luna octombrie prin horoscoapele dedicate fiecărei zodii. Fiți pe fază, abonați-vă în cazul în care n-ați făcut-o, ca să știți când apare ceva nou pe acest canal de YouTube. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă și haide să vedem cum își lasă soarele ultima doză de fecioară în viața tuturor. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi berbecii s-ar putea să simțiți această ultimă zi de fecioară ca pe o strângere cu ușa, un termen limit acolo, un sentiment că nu vă mai ajunge timpul și, bineînțeles, intrați în panică de timp. E acel sentiment că probabil se apropie de final o acțiune din viața voastră și nu ați trecut prin toate etapele. A mai rămas ceva acolo nerezolvat și nu vă ajunge timpul rămas la dispoziție, nu că e până mâine, până la un moment dat nu vă ajunge timpul și de-aia intrați în criză. Sunteți nervos, stresat, greșiți, nu dormiți noaptea, griji, foarte multe griji vă apasă din cauza acestui răgaz foarte mic care v-a mai rămas. E ca și cum mai aveți un pic și dați un examen, dar voi n-ați trecut prin toată materia. Mai aveți un pic să depuneți o lucrare, dar voi mai aveți încă mult de lucrat la ea. Ceea ce regretați cel mai tare e că ați risipit bunătate de timp. A fost o risipă de resurse cândva, zicând că aveți timp berechet până ajungeți la capăt. Nu mai e atât de mult timp. Nu v-ați organizat probabil suficient de bine sau da, poate v-ați organizat, dar poate ați lăsat prea mult acolo la final. E rata aia reziduală, știți cum este la bancă. Unii își lasă o ultimă rată la final și se trezesc acum când au de dat ultima rată, dar
luați-o și simbolic ce spun, că n-au de unde da dita mai rata. Că ce bine ar fi fost dacă o eșalonau în tot acest timp. E, asta este final de poveste, final de etapă, final de efort pentru voi și nu prea sunteți foarte mulțumiți de rezultate. Și mai ales această obligație de a vă grăbi s-ar putea să vă deconcerteze, nici nu știu cum să-i spun, nu mai sunteți atât de concentrat, începe să greșiți și grija este cea care vă face să nu vă găsiți liniștea la urma urmei. Taurii, bucurați-vă de ultima strigare a soarelui în fecioară, o să mai aveți pe Venus în fecioară, ceea ce e un beneficiu, mai stă multicel acolo, mai aveți cel puțin 2 săptămâni de Venus în fecioară, ceea ce dă randament, spor în ceea ce faceți, plăcere în ceea ce faceți. Acest sentiment de final de zodie, pentru că soarele se apropie de finalul de fecioară, vă dă și acel sentiment de nerăbdare că mai e un pic până ceva urmează să se întâmple. Și simțiți că se întâmplă ceva bun, de aia e agitația așteptării. Parcă ați primit deja un semnal, un semn, vezi că se întâmplă, vedeți la orizont deja rezultatul către care ați vâslit din greu, aveți acel sentiment că urmează să vi se împlinească un vis, o dorință, un scop. Și de aia parcă vă și grăbiți, parcă pedalați mai tare, din ce în ce mai repede către ceea ce v-ați propus. Poate da, aveți și acel sentiment de grabă, că cineva vă împinge de la spate, că asta se întâmplă la un final de zodie, acel sentiment că e ultimul efort pe care îl faceți să ajungeți acolo unde v-ați propus, e ultima turnantă, ultima 100 de metri, luați-o cum vreți. Și normal, când sunteți atât de aproape de scopul acela pentru care voi ați făcut atâtea eforturi, nici nu mai aveți răbdare. Ați vrea să săriți peste etape, nu săriți. E foarte importantă trecerea asta a soarelui din fecioară în balanță și a lui Mercur din balanță în fecioară, să nu greșiți tamana cu pe ultima 100 de metri, să nu fiți prea sigur pe un rezultat și să-l vedeți că face poc, fâs, așa un balon care se sparge, tocmai pentru că sunteți prea sigur pe final. Nu vă grăbiți, nu săriți pârlează, nu spuneți hop fără să săriți, știți cum este vorba românească, ci lăsați lucrurile să curgă, firesc, normal, către nivelul acela, finalul acela pe care îl vedeți la orizont. Pentru gemeni, se termină și la voi ceva, pentru toată lumea e un final de etapă, poveste, capitol. Și voi ați ajuns la capătul unei activități pe semne în care și-a adus contribuția foarte probabil toată familia. Și voi ați jucat un rol în această activitate, poate ați fost strategul, inițiatorul, cel care a gândit totul așa de fir apăr, ați fost cel care a ținut tabelul în față ca totul să fie făcut ca la carte, etapă cu etapă. Și se pare că se încheie această acțiune. Dar sunteți mulțumiți și toată lumea pare să fie suficient de mulțumită pentru felul cum s-au desfășurat lucrurile. De ce? Pentru că le-ați făcut foarte rațional, bine gândit, pas cu pas, n-ați sărit peste etape, nu v-ați grăbit, nu ați greșit. Ați făcut pașii firești ai acestei acțiuni. A fost o acțiune cu niște trepte de urcat. Nu ați pornit și ați ajuns la final dintr-un foc. Toate etapele prin care ați trecut, și se pare că n-au fost puține, toate au fost importante. Parcă ați bifat, de asta am spus că parcă stați cu tabelul în față, ați bifat etapa 1, ce am făcut în etapa 1? Bifat, etapa 2, bifat. Și acum sunteți la final. E aproape 100% ceea ce vreți să faceți. Și sunteți mândri și toată lumea e activată, dinamizată, abia așteaptă rezultatele, dar nu trebuie să reduceți ritmul taman la final. Prea sigur că se termină. Da, se termină, în curând vă apucați de ceva nou, dar trageți tare până în ultima clipă. Racii,
Voi sunteți foarte jucăuși din multe puncte de vedere. Aveți chef de distracție, flirtați, poate sunteți așa un pic dual în ceea ce privește dragostea pe semne, aventurier, copilăros din multe puncte de vedere, pus pe șotii. Parcă toate relațiile pe care le aveți astăzi în preajmă sunt joacă pentru voi. Spuneți glume, faceți farse, spuneți poante, dar de fapt ele spun niște adevăruri acolo. Totuși, fiind o perioadă delicată din punctul de vedere a lui Mercur retrograd, trebuie, mai ales că mâine își va schimba vibrația Mercur retrograd, trebuie să fiți un pic atenți la ce spuneți, la declarații, de orice natură ar fi ele, decizii, alegeri, pentru că sunteți un pic neglijent, superficial. Sunteți gata să luați o decizie așa, în glumă, să spuneți ceva în dorul elei, dar cineva crede în ceea ce spuneți voi. Are nevoie de informația pe care o emiteți voi, dar voi nu vă concentrați la ceea ce spuneți. Și vă spuneți așa la plesneală. Și nu e ceea ce trebuie. S-ar putea să fie o greșeală pe acolo, o neglijență, cineva să folosească datele voastre, dar faptul că nu le-ați verificat sau n-ați chibzuit în momentul când le-ați emis, nu v-ați dat seama că pe undeva era o greșeală. De-aia deschideți bine ochii sau urechile sau mintea în momentul când spuneți ceva, că cineva ascultă ceea ce transmiteți voi. Și chiar dacă voi ziceți, a, e neimportant ce spun eu, nu, cineva chiar ia în seamă această informație, știrea, vestea, cuvântul ăla pe care îl spuneți, declarația, decizia, ce-o fi, răspunsul, informația la urmă. Transmiteți o informație prea din joacă și îl puteți pe cineva, îl puteți face să rătăcească, să piardă timpul luându-vă după informația voastră. Nu vă jucați, nu vă jucați cu vorbele, nu vă jucați cu deciziile, gândiți de două ori înainte, consultați-vă cu cineva înainte de a emite o părere, dar mai ales nu emiteți păreri care ar putea induce în eroare pe altcineva. Lei se simt foarte ciudat. Voi aveți un sentiment de strângere cu ușa, de constrângere. Aveți un sentiment că nu vă puteți mișca nici la stânga, nici la dreapta. Ca într-o capcană, ca într-o menghină, într-un cadru foarte limitativ pentru voi, ceea ce normal, nu vă place de nicio culoare. Altcineva intervine pe semne. Sau mai bine zis, ceea ce vreți voi să faceți nu poate trece la nivelul următor din cauza cuiva care spune nu. Și nu puțin. S-ar putea să fie un cumul de factori ușor negativi care spun nu. O grămadă de uși închise în nas, cam asta, nu e o singură ușă în nas. Abia ați trecut de un refuz, dați de-al doilea. Mai trece și de ăsta, dați de-al treilea. E un șir așa în cascadă de opreliști. Ca atare, nu răsuflați ușurați. Până nu iese efectiv soarele din fecioară, nu răsuflați ușurați că uf, am scăpat de beleaua asta. Nu, că vine alta. E încă una după ușa acolo. Bun, nu sunt dezastre, dar sunt suficient de frustrante că nu puteți termina ce v-ați propus, nu ajungeți unde v-ați propus. Nu deocamdată. Se amână din cauza unor intervenții nefaste, neinvitate, musafiri nepoftiți în viața voastră, oameni care nu vă lasă să treceți mai departe. Piedicile sunt puse de ei, rigorile, regulile, și care nici pe voi nu vă lasă, de fapt, aceste reguli, constrângeri, limite impuse de ei, nu vă lasă să vă arătați valoarea, să vă arătați ce știți. Poate e și acel sentiment de eclipsare, că sunteți în preajma unei persoane care numai pe ea se pune în valoare și voi sunteți puși acolo la capac, că celălalt nu vă permite să vă desfășurați în voie. Sunteți sub jurisdicția cuiva care nu suportă să fie în comparație cu altcineva. Că se vede de departe că sunteți și voi strălucitori. E, omul ăsta s-ar putea să fie invidios, s-ar putea să fie gelos pe strălucirea voastră, pe valoarea voastră și face tot posibilul pe toți cei din jurul său să-i
țin așa în cutie ca să nu iasă la iveală valoarea lor și poate așa se vede valoarea sa. Fecioara, folosiți-vă de ultima sută de metri. Tot ce mai are soarele să-și lase la voi, că-și lasă. Are, are un coșuleț pe care nu l-a terminat. La câte s-au întâmplat la voi în zodie, nu și-a terminat resursa. E o ultimă doză de benzină în rezervorul vostru. Dar pe această ultimă sută de metri se poate întâmpla ceva nemaipomenit. Așa, la final. Surpriza de la final, cereașa de pe tort. Ceva ce nici nu credeți că se mai întâmplă. Poate ați așteptat și aproape că v-ați luat gândul de la lucrul ăsta tocmai pentru că trecea timpul. Într-un anumit plan ați trecut prin toate etapele și nu se mai întâmpla. Și poate se întâmplă acum la final de călătorie, de aventură. E ca la filmele de acțiune. Ați stat să vedeți filmul și v-ați plictisit și ați zis, ce film, ce porcărie am văzut eu. Și nu se lega acțiunea filmului, nu înțelegeați nimic din filmul ăla și a spus, ce-am pierdut eu o oră din viața mea să văd filmul ăsta. Și acțiunea, deznodământul e chiar la final și probabil schimbă toate datele, probleme, tot filmul. E dintr-o dată ceea ce părea o porcărie, ziceți, wow, ce film tare am văzut, pentru că finalul e apoteotic, e cireașa de pe tort. E, așteptați-vă la această cireașă de pe tort, undeva, pe un plan al vieții, primiți ceva minunat care vă poate face fericiți, vă poate împlini, vă poate scoate în lumină, da, poate fi și acel sentiment că o rază, un fascicul de reflector așa cade către voi cam în ultimul moment, când nici nu mai credeați că se mai poate întâmpla ceva. Voi, balanțele, aveți un sentiment bizar că e cineva acolo după ușă, da, e soarele care mâine va intra frumos la voi în zodie, veți fi vedetele zilei de mâine și normal că aveți o emoție. Oare cu ce vine musafirul? Mi-aduce daruri, mi-aduce provocări, o să îmi placă? De-aia e o stare de dubiu, de teamă pe alocuri, dar și de nerăbdare. Că aveți planuri mărețe, dar ceva vă spune, aștept, voi așteptați să iasă Mercur retrograd de la voi din tot de mâine și să intre soarele, să-și facă schimbarea de ștafetă. Că nu vă place Mercur retrograd, normal, e un chițibușar acolo, e un năstrușnic care vă tot dă viața peste cap din anumite puncte de vedere și de-aia l-așteptați pe soare ca pe salvatorul vostru, să repare tot ce a dat peste cap Mercur, să vă pună lumină, că ce e soarele dacă nu e becul numărul 1 al universului nostru. Vreți să vă înțelegeți pe voi, să vă arătați pe voi că de mâine începe perioada voastră de strălucire. Bun, o să fie și probe de încercare, nu vă așteptați să fie lapte și miere, dar sună bine. Vă pregătiți de evenimente importante. Echinocțiul e important, luna nouă de săptămâna viitoare e importantă. Vin evenimente luna asta pentru voi. Și de-aia parcă vă pregătiți de sărbătoare. Voi vă faceți curat în casă, vă schimbați coafiura, vă puneți hainele cele mai bune. Cam ăsta e sentimentul, că mă pregătesc de ceva, wow, măreț, dar nu vreau să mă prindă așa cu nepregătit. Musafirea aia pe care îi așteptați voi să musafiri de vază și nu puteți să-i primiți cu casa nemăturată, cum s-ar zice. E o pregătire sufletească ce vreți voi, parcă vă puneți la încărcat toate bateriile ca de mâine să dați drumul la motoare cât cuprinde. Deja vă faceți planuri, deja vă faceți vise mărețe. O să fac și o să dreg. Renunț la lucrurile astea care m-au ținut pe loc. Nu mă mai gândesc la niște probleme din trecut, ci mă gândesc la lucrurile alea frumoase. Minunat. Încredere. Căpătați o încredere fantastică. Speranță. E o mare doză de speranță. Vă puneți mari speranțe în intrarea soarelui la voi în zodie și ieșirea lui Mercur retrograd de aici. Deci e schimbarea asta de ștafetă, așa că parcă deschideți ferestrele. Mâinele veți deschide. Dar voi deja vă uitați ce ferestre să deschid mâine, pe unde să intre aerul proaspăt în viața mea și deja vă faceți o listă întreagă de scopuri mărețe pe care câteva zile de acum încolo o să le tot trimiteți în univers. Scorpionul, poate fi o zi bună din anumite puncte de vedere, că reușiți să vă afirmați.
Parcă ați stat în, poate nu neapărat în planul 2, dar parcă ați așteptat ceva. Era startul. Stăteați acolo la start și așteptați pistolul să facă poc și să porniți în cursă. Dar în tot acest timp n-ați stat pasiv, ați adunat, ați informat, ați acumulat cunoaștere, experiență, încredere în voi. Voi ați umplut o cutie cu tot ce aveați voi mai bun și vă pregătiți să deschideți cutia aia și să arătați ce ați pus acolo, că sunteți mândru de voi. Ați realizat foarte multe lucruri în ultima perioadă. Poate fi un moment de afirmare, să vă arătați valoarea, să fiți apreciat, să vă evidențiați în fața unor persoane importante prin munca voastră, dar prin strălucirea voastră. Poate fi un moment cu iz de unicat, de moment special, un eveniment deosebit care pe voi vă pune cumva în lumină, doar pe voi. Pentru că prin comparație cu alții, de departe, sunteți number one. Da, ăsta e cuvântul. Veți fi number one dintr-un anumit punct de vedere. Și asta înseamnă că intrați într-o competiție cu alții, la fel de buni, și se formează plutonul fruntaș, printre care sunteți și voi, dacă nu chiar în frunte. Trebuie să profitați de acest vânt prielnic, că vă pune atât de bine în lumină pe voi și se vede de departe că sunteți voi conștienți de valoarea voastră. Da, e un ego acolo care strălucește, e un dram de orgoliu, de mândrie, de vanitate, de aroganță pe aici pe acolo, dar ăștia câștigă, cei care au atâta încredere în ei. Duceți-vă acolo undeva, la o confruntare, unde poate vă era frică să vă duceți, duceți-vă cu pieptul înainte și cu capul ridicat, încrezător în voi, lăudându-vă, de ce nu, eu, bătându-vă cu pumnul în piept, că cei care își cunosc valoarea și știu să-și pună în lumină, aceia vor fi câștigătorii. Săgetătorii s-ar putea să aibă așa pe ultima 100 de metri o confruntare de forțe, dar confruntarea asta e un pic nedreaptă. Poate vă simțiți criticat, atacat, judecat de cineva, poate la locul de muncă, parcă s-au trezit toți colegii să vă ia la bani mărunți munca, șeful e nemulțumit de ceea ce faceți, clientul vă returnează marfa, deci un sentiment de asta că pe nimeni nu puteți mulțumi. Oricât v-ați dat peste cap, nu puteți mulțumi pe cei alături de care munciți sau pentru care munciți. Vă este controversată activitatea, parcă vă este luată la bani mărunți, ia să văd, parcă cineva vă caută nod în papură, cam ăsta e sentimentul. Poate și voi ați ajuns la un final de proiect, dar finalul de proiect ce înseamnă? Cineva vine și analizează ce ați făcut, să luați nota, să luați calificativul, să luați ok-ul. Și s-ar putea să primiți o notă, dar nu o considerați justă. Vi se pare că e nedreaptă, că voi meritați mai mult. De aceea, da, o să acceptați pe moment această notă luată, dar veți rămâne cu ideea că eu trebuie să-mi fac dreptate. Trebuie să-mi iau revanșă, trebuie să demonstrez că eu cred în ce am făcut. Chiar dacă toată lumea e nemulțumită, eu mă voi lupta să demonstrez că ce am făcut bine. Că voi ați urmat niște reguli, ați făcut totul ca la carte și de aia nu vă simțiți vinovat de tot ceea ce vi se aruncă în spate. Toate criticile astea, toate judecățile. S-ar putea unele din aceste critici să însemne invidie. Cine vă vede ce ați realizat, sare la gâtul vostru să vă dea jos de pe un piedestal. Gelozii, invidie, răutăți, adversități din partea rivalilor, că sunt și de ăștia. Și omul de valoare are și judecătorii în spate. E, luptați-vă pentru acest drept al vostru. Da, poate e și o chestiune de umblat cu legea în mână. Luați regulamentul și spuneți, uite, ce am făcut eu e conform regulamentului, conform legii, conform unui tabel, conform unei organizări. N-am făcut de capul meu. Și atunci, dacă veniți cu chestii puse negru pe alb, de netăgăduit, vă veți arăta adevărul. De aceea nu stați în banca voastră și dacă simțiți că ceea ce ați făcut este așa cum se cuvine, luptați pentru adevăr și pentru a vă face vouă dreptate. Capricornii,
Vă apropiați de un moment foarte important. Soarele va fi într-un sector foarte înalt de mâine încolo, dar și acum e tot acolo. Și acum simțiți așa că parcă se deschide o ușă la voi. Erați îngrijorat, v-ați făcut tot felul de probleme, stresat peste poate, cu privire la o activitate de la care tot nu venea soluționare, nu știați ce să faceți, era o stare de neputință, o stare de pesimism, de abandon. Nu mergea o acțiune. Și iată, pe ultima sută de metri, parcă vin niște raze de speranță către voi. Poate nu vine soluția, nu vine rezolvarea peste noapte. Probabil de acum încolo, cu soarele în balanță, de mâine încolo o să începeți să reparați problema, să readuceți totul la normal. Dar până acum stresul a fost colosal. Primul lucru care s-ar putea să-l facă soarele, așa, la final de fecioară, este să vă elibereze de această frică, stres, îngrijorare, frământare interioară. Vă trimite o informație, dar care are rolul ăsta de a vă liniști. Ceva de genul, ce te stresezi, se va rezolva, calm, liniștește-te. Ce te dai peste cap? Că voi da, v-ați dat peste cap, v-ați stresat, v-ați chinuit, oare de ce, sunt eu vinovat, toate alea vi le-ați luat pe umeri și ați făcut din țânțar armăsar. Dar vine vestea asta, vine mânghierea asta pe crește, vine o scrisoare, vine un mesaj, vine ceva care vă abate gândul de la stresul ăsta colosal. Și începeți să sperați, apare raza aia de care spuneam de speranță, că va fi bine, că se va rezolva, că va reveni totul la normal foarte curând. Deci n-are rost să vă dați peste cap de atâta stres. Vărsătorii, voi erați un pic blocați într-o anumită situație, tot aproape că ați abandonat o luptă, o muncă, un proiect, o activitate, pentru că nu dădea roade. Era o pedalare în gol, parcă, într-un anumit plan. Și aproape că ziceați, clar, lucrul ăsta nu o să funcționeze niciodată, ce mai investesc eu aiurea, ce risipesc eu bunătate de resurse pentru ceva mort? E, lucrul ăla care părea mort pe undeva în viața voastră, o relație, un proiect, o speranță, un drum pe care ați pornit cândva și care, repet, nu mai dădea roade, începe să-și arate așa o luminiță la orizont. Un suflu nou, parcă vine cineva și resuscitează acel plan ce părea pe moarte. Nu era moarte, era doar în hibernare, era în amorțire, era leșinat planul ăla. Și interveniți sau intervine ceva așa cu iz de urgență pe ultima sută de metri, ultima strigare și salvează situația în ultima clipă pe semne. Semn că niciodată nu trebuie să renunți, niciodată nu trebuie să îți pierzi speranța. Poate ghinionul legat de acest lucru, că nu se mai întâmpla nimic, era anturaj. Aveați în jurul vostru oameni care atât de negativiști erau, atât numai detalii negative vedeau, numai problemele omenirii le vedeau și de aia nu înainta. Erați influențați cumva de acești oameni. E totuși, din altă parte, pe semne că vine o sursă de lumină care cade exact pe problema aia întunecată, sumbră, pesimistă și deschideți ochii și spuneți, wow, dar nu era deloc atât de rău. Celălalt, colegul mă ținea în mocirla lui de energie joasă. Că uite, problema are soluție. Uite că se vede la orizont, se poate face ceva, situația nu-i moartă, pot să mă ocup de ea. Și probabil vine o idee de a abandona mediul ăla negativ în care ați stat. Era un mediu îmbolnăvit, intoxicat, veninos din multe puncte de vedere. Clar, o toxicitate era acolo. Și de-aia voi nu înaintați, că făceați echipă cu toxicii, cu negativiștii, cu sărăntocii, cu bolnavi, cu cei care. Voi nu aveți problema aia, dar faptul că erați lângă ei, vă contagiați de energia lor joasă. E vine această idee salvatoare, pleacă de acolo. Ce stai în mediul ăla toxic? Ce stai în relația asta care te reduce la zero? Ce stai în jobul ăsta care nu face altceva decât să-ți mănânce zilele? Și ideea asta e de salvare.
și probabil cu prima ocazie de mâine încolo, odată cu echinocțiu, o să o zbugiți din acest spațiu și să părăsiți un mediu în care clar că n-aveați nicio șansă de evoluție, ci doar de stagnare și blocaj. Și am ajuns și la pești. Pentru voi, pe voi vă preocupă o relație pe semne, poate cea de cuplu, că Fecioara pentru voi este într-un sector al cuplului, și ori voi, ori persoana iubită aștepta ceva, ce nu mai venea. Niște scuze, niște explicații, o acțiune, o declarație, un cuvânt, o intenție, ceva care să vă scoată ori pe voi, ori pe celălalt dintr-o stare de amorțeală. Nu se mai întâmpla nimic. Se instalase rutina, plictiseala, monotonia. Normal că nu vă mai făcea nicio plăcere povestea aia. Așteptați de undeva altceva, un aer proaspăt. Și vă vine vouă inspirația asta, așa pe ultima sută de metri a unui soare, acolo în Fecioară, să dăruiți ceva celuilalt. Orice ar însemna lucrul ăsta. O vorbă bună, un compliment, o floricică, o lingușeală, o speranță, o amăgire, ceva trebuie adus să restabiliți normalitatea, sau mai bine zis, atmosfera în această situație. Că era o atmosferă pasivă, moartă, nu vă mai plăcea, nu se mai întâmpla nimic și de aia conștiința voastră vă spune, cineva trebuie să facă ceva, dacă celălalt nu face nimic, ia să fac eu. Nu înseamnă că răsturnați munții, nu înseamnă că faceți ceva colosal, un nimic, dar nimicul ăla poate fi salvator pentru o stare de lucruri care nu se mai mișca. O gură de aer proaspăt, cum s-ar spune. Ați deschis ferestrele în viața voastră și vine un pic de aer curat acolo, că era un aer îmbâxit, un aer care nu vă mai crea nicio bucurie. Căutați așadar o bombonică cât de mică să vă duceți la persoana asta care nici ea nu mai face nimic, să aduceți un suflu nou în această poveste. Ca dacă nu vreți să o pierdeți, că s-ar putea să simțiți că nu mai e ca odinioară, că ceva s-a stins, că v-ați plictisit unul de altul, că e o rutină iritantă, enervantă, frustrantă și de aceea cineva, și bine ar fi să fiți voi acela, face un pas de împăcare, de o declarație de dragoste, o explicație logică dacă trebuie dată, o invitație undeva, deci o mică, un gest plăcut care să-l uimească pe celălalt și să vă restabilească atmosfera plăcută în această relație. Asta este ziua de final de Fecioară, să vă bucurați de ea din toate punctele de vedere, faceți ce n-ați făcut o lună întreagă și de mâine pregătiți-vă de o nouă aventură. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.